1 iunie 1865, zorii primei zile de vară. Miros de maci se împrăștie în aerul proaspăt al dimineții. Undeva, pe malul drept al Nistrului, într-un spațiu prin excelență românesc, lipit pe nedrept de Rusia țaristă, vine pe lume cel de-al treilea fiu al familiei Stere, Constantin. Casa bătrânească fusese clădită pe coasta de nord din marea cotitură a Nistrului cu fața principală spre sud. Cam la mijlocul clădirii înaintea un cerdac mare, deasupra căruia se ridica un fronton pe coloane de piatră și care apărea deasupra văii Nistrului ca un fel de turn. Descrie Stere în câteva tușe parte din frumusețea construcției boierești, aparținând unuia dintre marii latifundiare ai Moldovei acelei perioade. Cerepcăul, sigur că a păstrat, din păcate, mai puțin din ceea ce a aparținut familiei boierești Stere. Satul a fost domeniu al familiei sale, să nu uităm. Și totuși, timpul și vremurile au păstrat aici amprenta existenței lui Constantin, în spațiul urgisit de vitregiile cărmuirilor nedrepte care și-au dorit ștergerea oricăror dovescă. În acest colț de lume s-a născut unul dintre patrioții importanței neamului românesc. Aproape de centrul satului a fost păstrată până astăzi o casă care a aparținut din totdeauna familiei. A viețuit aici doar perioada copilăriei până să meargă la școală. A făcut probabil aici primii ani de școală, școala primară, pentru că apoi să se regăsească la Chișinău, la gimnaziu și apoi la seminarul teologic, astfel încât Cerepcăul este apoi evocat doar prin sosirile sale frecvente aici. Una dintre încăperi recompune zona de lucru a cărturarului. Nu a avut un birou la Cerepcăul, pentru că nu aici s-a desăvârșit ca scriitor și om politic. Biroul de lemn masiv este însă precum cel pe care Stere l-a avut la conacul din Bucov, unde și-a finalizat romanul Fluviu în preajma Revoluției. Era, deci, un băiat îndrăzneț. Desigură îi spunea lui taică-său că toți țăranii trebuie să aibă pământ. Și era nedumerit de ce oamenii simpli n-au pământ, au puțin pământ. El participa în aceste cercuri narodniciste care se constituiseră și erau și la Chișinău în vogă, discutau și răspândeau literatură subversive, texte care au interzise de autoritățile țariste și în momentul în care au fost prinși, s-a făcut percheziție, s-au găsit la ei fel de fel de broșuri ilegale, pe atunci populare în tot Imperiul Țarist. Ideile narodniciste și apartenența la cercurile revoluționare sunt motivele pentru care la 20 de ani Stere este exilat în Siberia. 7 ani durează surghiunul. Este perioada pe care tânărul Stere o dedică exclusiv de săvârșirii propriei educații. Citește mult și organizează conferințe alături de alți deportați politic, tineri sau mai vârstnici intelectuali ai vremii. Cu certitudine a scris. Nu s-a păstrat nimic, pentru că în exilul siberian era foarte greu să păstrezi manuscrise, să le elaborezi și să le poți și păstra. Cei mai mulți dintre ei, sigur că el scotea o revistă acolo, la care a scris și a publicat o revistă a celor exilați. Este clar, trebuie să vedem unde și dacă s-au păstrat numere, exemplare. Ele sunt numai în memoriile celor care au fost deportați în Siberia. A avut orientări prea de stânga pentru liberali și prea de dreapta pentru socialiști. Nici atunci, nici mai târziu, Stere nu a fost comod pentru mai mari timpului. N-a fost comod nici autorităților bolșevice din Rusia, dar nici comuniștilor aflați de cealaltă parte a Prutului. Și l-au interzis vreme de jumătate de secol. A descoperit prea devreme că este român. De elev a descoperit că este român. Învățătorul lui din școala privată, din primele 4 clase, l-a învățat că este român. A deranjat faptul că a făcut această unire pe toată lumea, dar mai ales pe Partidul Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice.